Guvernul a aprobat joi prelungirea stării de alertă pe întreg teritoriul României cu încă 30 de zile, a anunțat premierul Florin Câțu. Într-o conferință de presă, premierul a anunțat că a fost aprobată prelungirea stării de alertă și nu se modifică nimic în acest moment. Lucrurile rămân așa cum au fost prezentate ele până acum. Potrivit premierului Florin Câțu, nu există modificări față de măsurile valabile în prezent. Este menținută obligativitatea purtării măștii de protecție în spațiile publice, piețe, târguri, bâlciuri, talciocuri, stații pentru transportul în comun, spațiile comerciale, mijloacele de transport în comun și la locul de muncă sau în alte zone cu potențial de aglomerare.